Yanis Hagi pare că s-a acomodat destul de repede la noua echipă, după ce în primele două meciuri amicale a oferit două pase decisive, mijlocașul s-a făcut remarcat din nou. În meciul cu Trapani, fiul lui Gheorghe Hagi a fost din nou titular și a obținut penaltiul din care echipa s-a egalat. Lovitura de pedeapsă a fost transformată de golgheterul echipei Giuseppe Rossi. În repriza secundă, Hagi a participat la faza golului 2, oferindu-i o pasă cu călcâiul lui Mauro Zarate, cel care a mai driblat doi adversari și a înscris golul de 2-1 pentru Fiorentina. Celălalt român de la Fiorentina, Ciprian Tătărușanu, nu a fost prezent la amicalul Fiorentinei, deoarece se află în vacanță după Euro 2016. Yanis Hagi a mai fost titular pentru Fiorentina în meciurile amicale cu Feral Pisalo, scor 3-1, și Trentino, scor 10-1. În fiecare dintre aceste partide, Hagi a oferit câte o pasă de gol.